Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Indodi. În episodul de astăzi o să începem discuția pe marginea cărții lui Walter Block, Pledoarii incomode. Discutăm primele două teme din carte. Jos în descriere vă găsiți un link unde o puteți achiziționa. Tot jos prin descriere o să găsiți și link-uri către alte locuri unde vă puteți întâlni cu Indodi pe net, un blog, un cont de Twitter, un cont de Telegram, chestii de astea. Tot jos în descriere poate reușiți să găsiți și niște link-uri de Patreon și crypto pe care vă împiedicați, dacă considerați că merită susținut în vreun fel financiar efortul nostru. Înainte de a vă da pe mâna genericului, o să vă amintesc să dați un like pe video, pentru că am înțeles că ajută. Subscribe e lângă dacă vă face trebuință. Să vorbim despre sex. Baby. Era melodia Satan Pepas. Cine era? Let's talk about sex. Anii 90. Prima eroină a lui Walter Block este prostituată. Cine șup, cred că era cea mai tare. În primul rând și în primul rând trebuie să definim, adică să spunem de fapt că prostituata în accepțiunea lui Block este cea care își alege această meserie voluntar. Nu este amenințată cu nimic alegerea acestei profesii, poate să se părăsească această profesie când dorește ea și nu este agresată în vreun fel în exercitarea activității. Ca prostituată, ăsta e punctul de vedere al lui Block. Prostituția ca și prostituție de schimb de bani versus... Tot la fel, pentru a se apăra de criticile următoare, pe care și le imaginează, el precizează lucrul ăsta de la început și compară ceea ce face ei, ceea ce face ea cu un schimb voluntar între un lăptar și un patiser, în care lăptarul mănâncă o prânzoaică și celălalt bea o sticlă de lapte. Și o relație romantică. O relație romantică, spune Block, se schimbă niște lucruri, chiar dacă acolo se schimbă afecțiune, să zic. Spiciness alert. Mira, cum un conservator ar observa și pe bună dreptate că mai contează și ce schimbi. Ok, e un schimb. Dacă am e voluntar, mă rog. Am înțeles că e un schimb, da. Nu. Mai contează și ce pui mâncare, știi? Ideea este că chiar și într-o relație romantică, nici nu are loc sex acolo, da? Dom'le, vorbim poezii, vorbim numai lucruri frumoase, când stai alături de partenerul tău, la fel de poet ca și tine, stai cu el și îi dedici timp și atenție din partea ta, doar atât timp cât consideri că îți este în avantajul tău. Primești ceva în schimb și în cazul acela, da? La fel, atenție, poezii sau ce vrei tu să... Altfel, altfel nu ai sta, da. Nu ai fi acolo. Știi că din punct de vedere psihologic aia ar fi categorisită ca o relație disfuncțională, adică dacă ai o relație romantică care este definită tranzacțional, da, toți psihologii își smulg topărul din cap, spun că ceea ceva este complet nesănătos, da,
și de fugit de... Asta de, spune despre cât de bine înțeleg psihologie, da, cât de bine înțeleg economia, știi? Pentru că are loc un schimb acolo. Problema poate că prostituției e că se schimbă bani. Bani versus nu vreau să fiu sex. În timp ce în dragostea romantică... Poate ei nu înțeleg psihologii, nu înțeleg psihologia. Adică nu, s-ar putea ca parte din psihologie să fie economia și ei să zică nu, totul este diafan, nu știu ce. Și parte din psihologie, de fapt, să fie și părțile. Da, e și și. Ne-am mai vorbit noi la Mises și am mai spus chestia asta și mi se pare și cu alte ocazii. Economice nu bani, da? Ci schimburi de lucruri valoroase pentru ala, de la unul pentru ăla. Doar ce pot fi modelată și viața veșnică e un schimb. Da. Și Dumnezeu stă bine. Da, da. În reprezentările astea tradiționale scam bagă și în trai, să știm. Da. Nu, ideea este că e posibil ca participanții la tranzacție să nu observe natura tranzacțională a ei, știi? Chiar dacă tu, ca terță parte, o analizezi așa. Nu, dar e indiferent dacă observă sau nu observă, la nivel subconștient, oricum o observă, pentru că subconștient avem cu toții. Subconștient, cu toții ținem scorul. Aștept să primești ceva, că altfel nu interacționăm. De ce e posibil simt? Să fie de ăștia mai sfinți, mai masochiști, mai diverse... De mai sfinți, mai masochiști? What do you mean? Alte caractere disfuncționale mai ai în afară de sfinți și masochiști? Deci sunt idee, oameni și ei trebuie ideea că și ei așteaptă implicați în nu știu ce sfânt liberă. Îngrija bolnavi sau nu știu ce. Păi da, de el are o satisfacție că face asta, că își urmărește o misiune divină și nu știu ce ești. Dar ideea e că ai un schimb, ai o tranzacție, bine, asociem tranzacția cu chestii monetare. Cea mai bună chestie pe care eu a fost a circulat acum câteva anul trecut pe YouTube, iar deja s-a făcut mai mult de atunci, a circulat o chestie cu, nu mai știu care economist, a scos el o teorie mai de mult, nu e recentă, că în perioada Crăciunului, se generează o pierdere netă pe piață. De ce? Pentru că toată lumea nu cumpără pentru el și atunci nu mai aplică teoria avantajului reciproc, că tu cumperi un cadou pentru altcineva, da? În perioada Crăciunului se cumpără multe cadouri, toate cadourile nu sunt pentru tine, ci sunt pentru altcineva. Tu nu poți să evaluezi subiectiv utilitatea corect pentru persoana respectivă și prin urmare faci schimbul în pierdere, cel mai probabil. Și astfel se acumulează toate pierderile astea și s-ar genera o pierdere negativă. A scris și o lucrare, dacă țin minte o să o pun jos în descriere pe tema asta, da? Și mi s-a părut foarte amuzant că era prezentat tot videoclipul de o tipă care părea că i-a explodat conceptul ăsta de a cumpăra de third party, de fapt ăsta ar fi second party purchasing, da? Dar atunci când venea vorba de third party purchasing, care este sănătatea de stat, de exemplu, asigurările de sănătate, alea erau bune. Mm-hmm. Alea toate erau bune. Acum revenind și aplicându-i critica și economistului respectiv, că e foarte simplu, am vorbit-o și noi de nu știu câte mii de ori, tu nu evaluezi în banii în care îi dai pe cadou, nu evaluezi utilitatea pentru ăla pe care îi dai. Tu, de fapt, cumperi pentru tine cadou. Cumperi datul unui cadou pentru celălalt. Datul acelui cadou, efectiv. Deci, eu zic că automat este un beneficiu. Eu zic că, da, asta e prima chestie pe care zice și eu, că răspuns la utilitatea ta, dar zice și că, în genere, oamenii le cam și nimeresc la cadouri. Uite, e de văzut, știi, să faci cercetări empirice. Dar cred că le cam nimerești, deci nu e chiar așa. Da, dar oricum ei, schimbul e pe utilitatea ta, și... știi, nu e pe utilitatea altuia. Că dacă... Chiar dacă te înșeli ex-ante cel puțin, zici că... Te așteptai, știi, să... Vreau să aduc obiecție la definiția lui Costel că... Protecția este pe bani. Nu neapărat pe bani. Întotdeauna. Mișcarea Mitu a demonstrat că protecția se poate face și pentru a avansa într-un carier. De avantaje. Păi, nu e tot bani, numai că nu sunt... Dacă nu erau bani mai... Da, apropo de asta, pe bani, că îmi venea mie la îndemână, prostituția nu este singurul loc în care este incriminată
aceeași activitate când e pe bani față de atunci când e făcută pe promisiuni fantastice. Da? De exemplu, votarea. Deci feministe, de exemplu, includeau prostituții inclusiv cadrul familiei tradiționale. Femeia se prostituează pentru a obține un cămin, un bărbat care să-i asigure. Aici mi se pare fantastic cum evaluarea feministelor se întâlnește așa. Deci teoria horșului venită în viață, teoria potcoavei venită în viață, cum evaluarea feministelor se întâlnește cu evaluarea comunității de manosferă, de Andrew Tate și ceilalți. Adică, ok, wow, sunteți de acord. Bine, Rothbard avea răspunsul lui, are un articol pe feminist. Dom'le, cine vrea căsătoria? Ok, am înțeles că e o carceră, nu știu. Cine insistă? Cine vrea chestia asta? Și așa ai răspuns. Bine, de la Mars vin chestiile astea. Apropo cu ăsta, cu Crăciunul, cadourile. Deci ai avut o întreagă... Ce... din anii 50, cred, sau dacă nu și mai de mult, ca să arăți că piața liberă e irațională, știi? Și aia acum, uite, nu-mi vine numele lor, cu aia cu decizia că e irațională, că nu e... Bine, Kahneman ai, și da, cu... Da, că ai bias-uri, că nu știu ce, la aceeași chestie, tu de fapt, cred că ține de familia asta, știi, de uitați că piața nu e chiar așa. Idversky. Și aici poți răspunde și ca... De fapt, cum a răspuns Vali, cred că a răspuns suficient. Una e să zici că aia e utilitatea mea estimată și asta e. Ce bias-uri ori fi să fii sănătos și eu așa gândesc. Alta e de ce nu aplici și la sănătatea de stat. Și la, acolo birocratul la AUE nu mai are bias-uri. Ăla stai direct, știi? Nu, dar ăla o să fie înlocuit de AI la un moment dat și vezi tu ce o să iasă. Dar când votăm pentru AI-ul ăsta? Au votat deja. A votat deja Comisia Europeană, nu știați? E ok, se ocupă ei pentru voi. Trebuie să avem mai multe AI-uri care să candideze. În cazul acestei meserii este voluntară de ambele părți, și al clientului și a prostituatei. De cei care nu sunt de acord și consideră că este ori exploatarea femeii de către bărbat, ori alte chestii, sunt terțe parte care nu fac, terțe părți care nu fac parte din acea tranzacție. Ei imprimă, să zicem, un aspect sau conotații negative acestei activități și o consideră și doresc să o scoate în afara legii. Dar clientul poate să fie o victimă dacă a fost ispitit. Da. Vorbeam data trecută. Deci, nu trebuie să dai bani neapărat la prostituație. La prostituația respectivă. Da. Nu că poți să blamezi. Totul e să nu stai mai sau libertatea, deci, să nu interzici. Poți oricând să... Și prostituata și clientul pot să alege, să aleagă să facă altceva cu timpul lor. Nu sunt obligați să stea acolo. Nu vorbim de cazul în care... Da, cum a spus și blog la început. Înforțați situația respectivă de către terțe parte. Și un medic poate fi forțat, știi, uite, îl dă chiar exemplu ăsta cu... Că tot au pus seriale. Doctorul mafiei, știi, e forțat să nu știu... Nu, asta nu îți invalidează medicina ca profesie, știi? La fel și prostituata, dacă ai, și cu siguranță ai violențe și astea. E probabil că ai violențe tocmai din cauza faptului că sunt scoase în afara legii. Deci, tocmai zicem, fracțiunile astea adiacente acestei meserii creează și amplifică aspectul negativ al acestei meserii. Și la droguri, la fel, una e să ocupe niște medici, una e să ocupe niște băieți, știi? Ei, și Bloch încearcă da, să teoretizeze. Deci, după ce observă că, ok, prostituatele... Nu se plâng de prostituție în mare, da? Clienții nu se plâng de prostituție în mare. Ok, cine se plâng? Terți persoane care nu sunt părtașe la actul în sine. Și Bloch zice, bun, dar de unde ar veni toată nevoia asta de plângere? Așa, și spune că este ceva din stomac, cel mai probabil. Că diferența dintre schimburi sexuale precum cel care are loc în prostituție și alte schimburi precum cel care se petrece între exemplu dat de Gabi mai devreme cu, și de Bloch de altfel, cu lăptarul și cu patiserul, e posibil să aibă legătură, spune el, cu rușinea pe care o simțim sau suntem determinați să o simțim cultural și social, social constructs, da? La ideea că de a trebui să cumpărăm sex. Cineva nu e cu adevărat bărbat
dacă trebuie sau nu poate fi confundată cu o femeie atrăgătoare și pe partea aia, tot așa, dacă trebuie să plătească pentru sex. Ai spune că la femeie e mai puternic o probe, adică cum să spună, la American Gigolo ele erau mult mai rău văzute, da, decât unul care se duce, deci un puștan de 18 ani, ca să rămânem în limitele legale din aproape toată lumea, da, un puștan de 18 ani care se duce la prostitute nu e atât de rău precum o doamnă de 45 care își cheamă un gigolo acasă. Adică nu e văzut la fel de rău. E mai aspru judecată femeia. Nu cred că ăsta e argumentul, nu e. O fi la fi auzit el pe undeva, da? Nu cred că ăsta e argumentul. Argumentul e ăla că face rău femeilor. Pune el acum o glumă, zice un bărbat care arată bine, întreabă o femeie atrăgătoare și virtuoasă dacă vrea să se culce cu el pentru $100,000. Ea e înspăimântată de ofertă. Totuși se mai gândește, mă, 100,000, deși e rău prostituția, dar poate să folosească banii aia pentru fapte bune și caritabile. Bărbatul arată bine, nu pare periculos, nu e respingător și răspunde rușinată da. Atunci bărbatul o întreabă, da, pentru $20. Și femeia îi răspunde indignată, cum îndrăznești, ce fel de femeie crezi că sunt? Și îi dă o palmă, la care el îi dă și el înapoi o palmă morală. Zice, păi am stabilit deja ce fel de femeie ești, acum negociem prețul. Și are dreptate, și avea dreptate, știi că... Da, 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 nu, okay, da. Chiar aici... dacă admiteam prostituția, iar costă mai mult, știi? Aici e ideea asta a faptului că la femei... Nu, că e schimbul monetar versus ce, știi? Ha, zicem, da. Una care nu era prostituată. Nu, că o femeie care acceptă schimbul monetar e direct trecută într-o categorie morală. Mm. Asta vreau să zic. Da. Da. Și aici face și continuă bloc cu evaluarea aia. Spune că cealaltă posibilitate este de a arăta că întotdeauna plătim pentru sex. Hai să cam contrazice, pentru că el are alte lucruri în care spune că dacă apar banii nu mai... Nu poți spune că suntem prieteni că îmi dai bani, deci nu e natura iubirii, a prieteniei, nu se pot cumpăra, știi, în definiție, știi? Da, dar mai degrabă acea poziție contrazice ideea că toate acțiunile sunt modelabile economic. Adică poziția mai generală e aia în care toate acțiunile sunt modelabile economic, nu, păi sunt, dar nu aia în care... Diferența apare la input-uri, aia nu e prietenie dacă o faci. Dacă eu îți dau bani să fim prieteni, aia nu mai e prietenie. Mm. Deci la fel și la dragoste, știi? Cel puțin poziția lui, asta vreau să zic, că mi se pare că o tensiune între ce spune aici și în altă nu părți. E dragoste, da, de acord. Da, el zice, domnule, aia nu e... Da, e adevărat, dar nu spune nimeni că ar fi. E adevărat, oamenii, dacă... Aia zic. Dacă eu vin să te ajut, nu vreau să-mi dai bani pentru că pare că nu te-am ajutat. Te-am făcut un serviciu. Și poftim, stofa asta prieteniei e făcută din schimburi evaluate în altceva. Să o zicem așa. Nu? Da, dacă da. O evaluăm în bani, atunci am făcut-o rece și sunt schimburi pur monetare. Da. Aia nu e... Și cred că pe acolo se învârt lucrurile astea. Input-urile sunt diferite. Input-urile. La dragoste, la astea nu apar bani. Bun. Și prostituata are, în cazul în care nu-și găsește clienți, are un ajutor și anume proxenetul. Sau în traducerea acestei cărți, care e mai jucăușă, peștele sau codoșul. Codoșul. Ce așa a tradus sau ce codoș? Cine a tradus? Ia vezi. Valentina, nu poziția știu cum. Poziția lui Bloc este da, Valentina că... Nicolae. Ții tu minte tot. Se vede că a tradus o doamnă. Poziția lui Bloc este că e un broker, nu? Asta este. Da. La fel ca orice om care ajută părțile să se întâlnească. Mediază schimburi. Eventual mai are extra servicii de protecție. Un fel de best jobs. Întâlnește muncitorul cu... Uite, în Danemarca, de exemplu... Have to do the job. Dacă vrei să... o altă țară în care prostituția este legală, apropo.
dacă vrei să cumperi un apartament, este impus prin lege, ceea ce e o agresiune, dar este impus prin lege să folosești un avocat. Deci trebuie să te folosești, pe lângă faptul că trebuie să te folosești de serviciile unui agent imobiliar, că în altă parte nu o să găsești apartamentele vândute, prezentate decât de către agenții imobiliari, dar atât vânzătorul cât și cumpărătorul trebuie să fie reprezentați de un avocat. Și avocații intră și negociază contractele și se apucă să verifice că toate reglementările sunt întrunite și tot așa, că de, procesul a fost destul de complicat, astfel încât guvernul a găsit în știința lui să te oblige să-ți mai, mai plătești un avocat pe lângă câți bani dai pe casa respectivă. A fost CP6 și paternalism. Stai, și actele nu se fac la și un notariat? Păi nu există, adică ai avocatul și... Azi, doi avocați care țin loc de notariat la noi. Da. Okay. Păi e cam același lucru, nu? Da, într-un fel. Pentru că la noi ai notarul la care trebuie să te duci, da. A, poate e chiar mai ușor la ei. E mai scump. Tinde să fie mai scump. Că la noi, la notar, de obicei notarul plătește ăla care primește banii, nu neapărat ăla care cumpără. Care primește banii plătește notarul. Tradițional la noi cam așa e. Dacă pe tine te-au convins să faceți 50-50... Nu, cumpărătorul plătește. La noi. Deci vrei să cumperi o proprietate, vânzătorul ia toți banii. Vânzătorul ia banii și el plătește impozit. Dacă are 1% sau 3% după casă. Da. Cumpărătorul plătește totul. Da, mă rog, asta e... Aveți voi dreptate. De fapt, astea sunt la fel ca și la angajatorul plătește taxele angajatului. Da. De fapt, să înțeleg într-un preț în care sunt prinse chestiile astea și fix cine îți scoate banii. Dar plătește clientul sau prostituata? Prostituata. Cu cât s-au înțeles. De obicei mai mult decât. Face, dar mă rog, treaba lor. Bloc, e un preț de piață. E posibil ca... E prea mulți bani și să păcălească clientul, știi? Și spune, domnule, așa este să se poate găsi în orice fraudele astea, în orice meserie, da? Ai tot felul de intermediari, samstari, care îți cer mai mult decât face serviciul. Dar nu poți spune că el plătește, de fapt, prestidata? El plătește tot, dar depinde când... Plătește prostituată și prostituata plătește după aia proxenetul sau plătești direct proxenetul, știi? Eu cred că Vali a vrut să zică adineori că dacă ar fi legalizată, dar cu statul mare de acum, ar putea să te oblige să ai proxenet. Păi cred că este obligat. Uite, de exemplu, în Germania... Și cu prețul reglementat. În Germania sunt obligate să n-aibă. În Germania prostituția e ok. Proxenetismul e ilegal. Păi cine administrează? Păi doamna e proxenetă. Firma nu e proxenet, de fapt, care își face? Da, aia e, de fapt, da. Doar că păstrează aparența morală, știa? Da. Doar că e o entitate juridică, abstractă. Sau cineva din primărie. E proxenet juridic. La vreun land, de la... Mă rog, pointul bloc ăsta e că peștele e un broker, e un intermediar. Hai să luăm următorul exemplu, da, nu spunem că se întâmplă, dar hai să luăm următorul exemplu. Să zicem că eu am un apartament de închiriat, da, să presupunem. Și să presupunem că îl închiriază o fată care e studentă la, nu știu, drept. Perfect, la drept. Hai să o luăm la drept, că e mai, pare și mai ok, da? Mai spicy. Bun. Și fata e studentă la drept. Și la un moment dat își dă seama că dreptul e greu și cărțile alea și oricum ca să își ia după ce trece barou ca să își ia parteneria și așa, oricum va trebui să se prostitueze. Și atunci asta e facts of life. Na. Și atunci
să gândește ea ce ar fi să iau un avans, să pun un ban deoparte din facultate și cât am tinerețea să folosesc și corpul dat. Avantajele. Avantajele, da? Și se apucă să prostitueze, da? Bun. Unde? Păi în apartamentul pe care l-am închiriat eu, da? Deci iasă acolo la mine în apartament și din banii pe care îi ia îmi plătește chirie. Da? Servicii. Bun. Acum, dacă eu m-aș apuca să-i fac reclam, să zicem că aflu... Hai să zicem că aflu ce face, da? Ar trebui să o dau afară? Unii o să zică da, dar noi o să zicem nu. În felul în care este în felul în care este construită, chiar dacă mă privește că sunt proprietar, în felul în care este construită legea în România, prostituția este o contravenție, parcă, dacă țin bine minte, și asta înseamnă că ea se execută pe persoană fizică. Deci eu nu am obligație, nu e o infracțiune, nu se petrece o infracțiune la mine acasă, în casa mea, deci eu nu am o obligație să o denunț sau să o dau afară. Prin urmare, eu dintr-o dată iau bani de la o prostituată pentru că îi dau locația în care să-și... amatoare, dar pentru că îi dau locația în care să-și desfășoare activitatea. Hai să trecem și la punctul 2, să presupunem că eu mă apuc să-i fac reclamă. Zic, uite, știu eu, o fată care face niște treburi pentru niște sume. Mm-hmm. Am devenit proxenet? Aproape că da. Adică doar mai trebuie, da. mai trebuie să o mai certe unul și să mă bag între ei și deja am obținut, am întrunit toate cele trei condiții. Da? A, că da. Proxenet oferește asta de protecție. Nu întotdeauna. A, și tu zici, tu de fapt vrei să faci definiția proxenetului, care e tehnic. Ce face? Da. Fișa, acum, fișa postului. Unii ar spune că în momentul în care eu am aflat ce face ea acolo, că ar trebui să o dau afară. Da? Dar dacă în loc de bani, peșin, da, o face pentru bomboane, pentru sticle scumpe, pentru bijuterii, pe care apoi le vinde și le convertește în bani. Cripto. Sau în cripto, dar poate o face pentru cripto. E tot un drac. Tu făceai și evaziune sau? Ce înseamnă evaziune? Nu, domne, avem contract de închiriere pe bune, nu. Nu, la ANAF. La proxenetism, în felul. Păi eu nu făceam niciun ban din proxenetism, eu doar închiriam locația. Asta e o greșeală. Dacă făceai reclamă, trebuia să ceri un bonus de la de da, dar, performanță. Dar eu știind acum că are un venit disponibil mult mai mare și ajutând-o să își mărească venitul, poți să-i mărești și chiria. Dacă se întâlnesc, dacă ne înțeleg, să presupunem că se întâlnesc, voi înțeleg. Că, ok. Da. Cred că cu profesia de proxenet e distribuită, știi, adică e polițaiul și proxenetul propriu zis, nu? Cred că e ceva de genul ăsta. Mm. Deci e din poliție plus proxenetul nominal, să zicem. E un om de acte. Că na, există prostituție, tot e să... Chiam asta, proxenetul... Dai taxe de protecție. E cineva care te apără, știi, în poliție. Da. Știi, ca și la droguri, de altfel. Eu zic că m-aș limita la proxenet doar la funcția asta de... Nu există o prostituată care nu prea are clienți. Și apelează la un proxenet ca să-i găsească, că n-are timp ea să-i găsească clienți. Și clienți care nu știu... N-am auzit, nu cunosc prostituate. Apelează la un serviciu unui proxenet care să-mi zică, uite, acolo e o blondă, acolo e o brunetă, uite, știu eu, așa. Nu, îți organizează asta o agenție. O agenție, da. E un antreprenor. Că include și servicii adiacente, cum ar fi de protecție sau de, eu știu, altceva, partea a doua. Da, dar dacă te gândești că istoric proxeneții cam fac și asta, știi? Adică nu, da. Cred că nu da. Sunt doar o gazetă de perete cu... Cred că au și partea asta, știi, de... De protecție. Da.
Fii și na, interzise chestiile și ai problema asta că n-ai, nu ești în anul capitalist, știi, să agențiile aia să le apere, știi. Cine stai apere? Sun la poliție? De ce? Păi te ia pe tine întâi, știi. În timp ce Proxenet oferă protecție. Corect, dacă prostituția ar fi fost legală, nu mai ai nevoie. Auzi, de... Auzi, dar sunt proxeneți. Ia stai puțin. Poți să-l numești proxeneți și pe la capitalism, că asta face. Deci noi recunoaștem că astăzi, în realitate, asta este. Dacă sunt la poliție, te ia și pe tine, că de ce ai făcut nu știu ce. Dar asta este ilogic și și o măgărie. Gândește că sunt două lucruri separate. Deci, poliția ar trebui să te apere de agresiuni. Deci, mi s-a întâmplat o agresiune, interveniți, opriți-o, tralala, opriți agresorul și după aia să zică, păi da, păcând acum nu te apără din cauza că făceai o chestie. E posibil să te și apere, cred. Ok, dar aia... E posibil să te și apere. Dar nu e o practică curentă, da. Nu, e de văzut empiric. Știi, da, în sensul că știi că te poți baza pe polițaiul cu tare să intervine dacă e ceva, e groasă sau nu știu. Că îți trimitea la niște oameni, știi? Nu știu, mă rog, gândesc. Am interpretat. Îmi dau cu părere. Da. Dar uite, chiar dacă, de exemplu, se poate să zicem a apărat de agresiunea respectivă și după aia, anchetând lucrurile, observă că tu ești de fapt un proxenet pe acolo care ai înșelat sau ai luat prea mult unui client, să te bage după aceea pe chestia asta, separat. Eu mai departe n-am înțeles cu misoginul, șovinul. Ah. Poate ați înțeles voi. Eu trebuie să cred că e un argument. De genul că plătește ăsta care discriminează, știi, femeile. Ăsta cred că e argument cheie. Deci dacă tu nu angajezi femei că urăști... Bine, dar care era poziția? Că cine e un erou ăsta, misoginul? E da, că se opune unor trenduri nasoale, știi, din societate. Aduse de feminism, feministele spuneau plătește la fel, plata aia la fel sau non-discriminarea făcea ca ăsta care discriminează să nu mai să nu piardă bani, știi? E vorba de porcul de mascul misogin, un capitol în trei acte. Bine, știi cum mă gândeam să răspund un bloc că te pot obliga să angajezi femei? Nu te pot obliga? Păi ca deja firmă, o fac. Ca firmă. Da, păi asta a fost soluția. Deja ai cotă, da. Păi înseamnă că nu poți să mai aperi să zici, păi nu angajezi pe impii, trebuie să angajezi. Da. Da, deci din păcate rolul eroic al lui s-a dus. Da, uite, mi se pare interesant că înainte de a ajunge la locul în care el e lăudat, Bloc trece prin două lucruri care par a fi interesante și anume acțiunile coercitive împotriva femeilor, disproporționalitatea de ok. Pe, cu prima, cred că o să dau foc la emisiune, dar zici că cu prima nu sunt neapărat de acord. Pentru că el spune așa, în afară de crimă, cea mai brutală acțiune coercitivă împotriva femeilor este violul. Cu partea asta sunt de acord. Cu toate acestea, în societatea noastră dominată de masculi, violul nu este întotdeauna ilegal. Cu asta nu mai sunt de acord. Că nu numai cu cauzalitatea implicată, ci și cu faptul că violul nu este întotdeauna ilegal. Poate se gândește la, nu știu, la... Gândește la... Oriental, la, da. Nu. Gândește la căsnicile. Păi asta mă gândesc. Păi da, dar ăla este... Că nu există violul... Ăla este deja ilegal. Poate că pe vremea lui nu era. Da, da. Poate nu era. Sau poate și acum ai țări în care nu... Dacă ești soție, nu poți fi violată, știi? S-ar putea în Rusia. Nu bag mâna în foc, dar s-ar putea în Rusia. Știi ceva? Am văzut o chestie pe la știri. Mai de mult. Dar problema pe care o am eu și de ce ziceam că o să îmi dau foc la valiză este că sunt de acord că violul este cea mai... Da, el merge mai departe. Deci sunt de acord că violul este cea mai dură chestie pe care poți să o faci în afară de moarte. Dar n-aș spune neapărat că este...
așa doar la femei. Nu, zici că ești la bărbați. Deci, bine, la cea mai dură pe care poți să o faci în afară de moarte. Are în vedere preponderent. Da. Ok, se întâmplă mai mult cu femei decât cu bărbații, probabil, posibil. La bărbați mai rar, prin pușcării. Nu cred că sunt, da, asta zic, nu cred că sunt cum îi spune, măsurate toate violurile din pușcării ca să ne dăm seama. Da, mă rog. Ok. Și ideea e așa, că spune în felul următor. Dacă violatorul și victima se cunoșteau dinainte, tribunalul presupune că nu a fost vorba de viol. Iarăși, nu știu dacă mai e cazul de așa ceva. Pe de altă parte, pentru a dovedi violul, în multe state a fost necesar până nu demult să existe un martor al delictului. Păi... Păi... Nu, dar asta e... Păi nu, dar stai puțin. Păi, aici... Cazul de sistemul juridic etatist din statele respective, asta este. Nu numai despre asta e vorba, dar acum, sincer, vă rog frumos să-mi explicați. Dacă nu ai un martor, și aici când vorbesc de un martor, eu sunt dispus să accept și o înregistrare în care femeia îi zice, nu, dă-te jos de pe mine. Dacă nu ai, cum poți să demonstrezi că a fost viol? Medicii cred că pot. Nu pot. Medicii pot doar să demonstreze că nu s-au întrunit condițiile excitative necesare din partea din punct de vedere al femeii. Dar dacă ai urme de violență, se urme de violență. Dar repet, signs of struggle. Dar nu ai cum să demonstrezi în absența unui martor fără urmă de îndoială că asta a fost un viol. Pentru că sunt. Problema e în felul următor. Au existat cazuri, da, în care, și din păcate acum, apropo, foarte mulți bărbați se expun ca proștii. De ce? Că s-au uitat, au început să se uite pe internet la tot felul de extravaganțe pornografice, să spunem, da, unde lucrurile nu mai sunt de mult ca pe vremea când am crescut noi și am luat prima oară legătură cu acel univers, da? În care sexul mai brutal și mai violent e la ordinea zilei. Ai un șoc dacă e să intri în piața de dating asta și să te duci sub o anumită vârstă, ce ți se cere să faci ca bărbat. What? Exactly. Și în acele condiții, tineretul, în acele condiții, dacă fata are niște vânătăi și niște... nu înseamnă absolut nimic. Alea se pot petrece în cadrul unui sex cât se poate de consensual. Da, acum avem super tehnologie, înregistrări... Nu, că dacă o filmezi fără acord, ai pus-o. Păi nu. Tu ai înregistrarea ca dovadă. Aia e altă speță că e fără acord. O discutăm și mai departe. Întâi luați proba și după era bună regula cu prietenul? Sau? Eu zic că era... Eu spun că în absența unui martor pe care eu sunt dispus să fie și Androidul Data sau Siri sau Alexa sau nu știu ce, în absența unui martor în care să se găsească clar că femeia îi spune nu, dă-te jos, oprește-te, nu ai cum să dovedești că a fost viol. Și aici vorbesc din punct de vedere al femeii, dar e fix și dandoasele din punct de vedere al bărbatului. Sunt slabe standardele. Pe ce? Mărturie ei, nu? E mărturia lui contra mărturiei ei și dacă ai puține semne de violență, așa cum a zis Gabi, gata, s-a judecat. Ideea este că ăștia din California au reglementat-o, că au dus scris înainte, frumos. Asta e o problemă. Ca să în nu general. Mai vorbim de faptul că acordul scris înainte nu aveți îndeplinește. Aveți dumneavoastră contract? Deci, da. Plus că eu asta e impresia și e tot așa din bula mea, i-am auzit în vest pur și simplu bărbații când văd că sunt contexte în care se poate aluneca spre o chestie de genul ăsta, se ridică și pleacă. Se ridică și pleacă. Da, dacă au creier deci în cap, rămân... se ridică și pleacă. Da, deci eu... doar te-ai uitat un pic la cineva, hărțuire, pac.
Asta ca să nu mai vorbim că există cazuri în care el el e puțin e puțin proroc aici, da, în care spune că unde era, vorbea de ciupituri și de hărțuire sexuală și tot așa făcea exemplu între loc privat și afară. Evident că într-un loc privat nu se petrece așa ceva, că te dă afară proprietarul, dar pe stradă ai parte de serviciile oferite de guvern. Dar în Scoția, de exemplu, serviciile oferite de guvern spun că dacă tu te dai la o femeie și femeia consideră că ești un creep, ești hărțuire, e hărțuire sexuală și amendă. Dacă e cu recidivă, poți face închisoare. Nu e cartea scrisă în anii 80 și au mai evoluat lucrurile de atunci, știi? Spre bine sau spre rău? Eu zic spre rău. Gândește-te că feministele din anii 80 erau pro legalizarea prostituției. Ori acum mai degrabă trendul e pentru interzicere, știi? Că sunt exploatare și mai departe. Da, nu. Pe libertariana eleva lui Rothbard, Wendy Michael Ray, parcă o cheamă, a scris o carte chiar pe prostituție. Interviuri cu tot pe pornografie. Pe pornografie. Da, asta era ideea, știi? Că a avut loc o schimbare de paradigmă. Feminismul apare inițial ca o chestie liberatoare, nu știu ce, femeia decide, nu știu. Ori acum a devenit o chestie mai... mai spre interdicții, mai socialismul și-a regăsit natura, da, așa. Și-a dat seama că e socialism. Uite, dar sunt corecte. Asta nu pot spune că ce avem studii în pilge, să zici că pe drum e mai... Ah, zici că pierde bani, ăsta e argumentul lui Bloc. Da, da, da. Dacă el o hărțuiește, bani, da. Da. Dacă... Nu, el își hărțuiește. A, patronul, nu, dacă, nu, dacă cineva permite, hărțuiește. Da, dacă se hărțuiește, dacă există hărțuire în interiorul localului sau... Nu, de eu mă gândeam că dacă el e, își hărțuiește o secretară și... Poate mai mult... Da, prima... pot spune că preferințele lui sunt, na... Angajatul angajat, știi, atunci... Nu, dar preferința lui e sexul bate banii, știi? Și ce dacă pierd? Ce? Restituție, normal. Pierzi bani, asta e. Dar ideea e că ai o pierdere, în timp ce dacă erai la stat, că cam asta e argumentul lui Bloc. Da, nici o pierdere. Bine, având în vedere că e o, că e o agresiune foarte dură, în momentul în care trecem de situația în care ai, ai dovezile, victima ar putea să ceară mai mult decât doar restituție în bani unui asemenea agresor. Adică, cred că într-o lume cu adevărat liberă în care victima ar cere restituție, s-ar întâmpla poate mai puține lucruri din astea, pentru că asta, n-ai scăpa repede cu, astea sunt cu amendă mare. Gândește că sunt oameni care făceau mișto de legea talionului spunând din rothbardianism, a, păi ce, pui pe unul să-l violeze pe violator? Ce am răspuns la un moment dat? Da! Maybe your terms film, are acceptable. Știi că aia din Pulp Fiction, știi când zic că aia medieval torture, ceva de genul ăsta. You will have to edit that. Oh, fuck, da. În caz că nu, în caz că vreți să știți ce a, ce a spus Costel, nu putem să-l lăsăm pe YouTube pentru că ne-ar da jos video-ul. Deci ar fi ceva de genul... Măi, tinere afroamerican. Da, tinere afroamerican. Punem tortură medievală pe... Trebuie să văd de unde o să scot un sunet de la de bip. Ah. Băi, găsești un claxon. E interesant asta lui Valicu. Cu proba, asta e o problemă în sine dincolo de libertarianism, nu libertarianism. Dacă, de... pentru că noi mereu... Povara epistemic, care e? Noi mereu a zis unul și gata, agresiunea trebuie să fie dovedită. Da. Da? Bine, dar într-o lume liberă ar avea mai multe instrumente să se apere. Și asta mă gândesc și eu, da. Da. A, apropo de asta, de o lume liberă și așa, mi se pare că tot, acum mulți ani am văzut o chestie, deci... În Republica Curcubeu, da, post Nelson Mandela, a devenit capitala violurilor din Africa. Deci, nu numai, deci Africa de Sud a devenit capitala violurilor din Africa.
Ceea ce e ok, deja era o competiție acerbă acolo, au câștigat-o și pe asta, din păcate. Și apăruse pe Facebook că uite, este această acest device care se insera în interiorul femeii și avea dinți. Dinți în sensul de țepi, nu, în sensul de țepi ascuțiți înăuntru. Deci era ca un tub de plastic care conținea țepi ascuțiți înăuntru. Și toate feministele o ardeau sus și tare că mamă ce o să le facă violatorilor, că îți dai seama ce pățesc ăia și așa și pe dincolo. Și stai și te gândești. Aici avem vorba de o echivalentul unei arme care este extrem de inconfortabil de purtat de către o femeie și care o protejează doar de viol, nu și de alte chestii. Ca să nu mai vorbim de faptul că o protejează doar de un anumit tip de viol. Mm-hmm. Pe când o armă ar fi putut o proteja de toate. Loc aici vorbește și de lucrurile astea care a luat o razna în ultimul timp, dar care, din punct de vedere libertarian, nu sunt agresivi împotriva femeilor. Hărțuirea asta soft. Fluieratul, folosirea unor apelative la adresa femeilor. Asta ce ziceam mai devreme, că e interzis în Scoția și se gândește și englezii să facă la fel. Da. Da. Și în România o femeie în... Suceava sau în Botoșan a câștigat un caz că o muncitor a fluierat sau ceva de genul ăsta pe stradă. Era o din asta care a stat în vestul Europei. I-a văzut cum merge treaba acolo și e și la noi legea asta. Mă rog, deci toată supărarea aici ar fi ce? Free speech? În același timp zici, păi da, da, e o externalitate. Eu voiam să merg liniștit într-un loc. În cazul ăsta e un drum public, că asta e problema, că nu ți se întâmplă mol. Da, deci aici nu ai cum să zic, previi un astfel de comportament decât prin folosirea unor interdiții de către proprietarul acelui loc. Când se petrece hărțuirea asta soft. Ce? Altfel n-ai cum să o oprești. De altfel, Rothbard. Am rămas cu gândul la domn profesor. Bloch spune, în contextul actual al legislației și așa, zice, libertatea de exprimare înseamnă că oamenii au dreptul să spună orice le place, chiar și să facă afirmații condamnabile și mitocănești. Să nu vorbim de faptul că există deja legi trecute în Canada care condamnă oamenii pentru ceea ce spun. Păi, zicea Ron Paul, era o memă recentă. Dom'le, Second Amendment, nu e vorba despre libertatea de vorbire în legătură cu vremea. Da? Nu despre asta se referă al doilea amendament. Ca să nu mai vorbim de faptul că și în România... Scaldele cu armele. În România... Cine altcineva decât Partidul Niciodată Liberal adusă-se vorba de discursul urii. Nu? Care e luat cu... E luat și băgat în Google Translate de la hate speech-ul în Canada. Hai să analizăm un pic chestia asta. Deci da, noi suntem complet de acord. Nu suntem pe lângă drum. Suntem complet de acord că odată ce s-a întâmplat o chestie în lumea reală, de multe ori degenerează în altceva. Ăla fluieră, dar după aia poate să facă nu știu ce. Ăștia vorbesc urât despre o categorie de oameni. E clar că... E destul de clar că s-ar putea să fie violențe. Problema care e? Unul, că voi nu sunteți în stare să-i apărați pe oamenii care sunt agresați, oricare ar fi, fie categorii, fie femei fluierate pe stradă. Doi, nici nu-i lăsați să se apere singuri. A, odată ce ai posibilitatea, pentru că ce se întâmplă? Ce se plânge lumea de obicei? Păi ne e frică, în cazul ăsta, de agresiuni. Altădată le e frică de, nu știu ce, înșel
agresiuni, care sunt toate agresiuni, dar alte categorii de agresiuni. Dar le e frică de agresiuni fizice în cazul ăsta. Îi lași să se apere? Nu îi lași să se apere. Păi și atunci, cum să rezolvă problema asta? Adică nu până poți... la 1-1-2. E exemplu care revine în buclă. Dintr-un mediu de răspuns 5 minute cu 4 minute prea târziu. Și după aia nu mai găsesc. Deci nu, că m-am... Oh, leu, caracal. Dar mereu facem, aducem, putem să folosim exemplu pe care l-ai adus tu, Vali. Deci, în China se furau genți trecând cu motocicleta. Domnii chinezi ce au făcut? Au interzis motocicletele. Extraordinar, s-a rezolvat. Da, tot timpul să reglementează o terță chestie în loc să-i lași pe oameni să poată să apere. Nici nu știi cât de bine și câte variante ar putea să-și găsească. Dar ei să poziția erigează lor, ei. Poziția lor poate fi că au livrat. Uite, inclusiv în China ați venit niște statistici în de aia. Da? Uite, au scăzut cu sigur 30%. La fel și aici. O să spună, păi nu, noi CNCD-ul stai rău de la rădăcină. Nu mai este să spună ăla chestii rasiste. La... Da, bine, că nu-ți dau arme să vă mai împușcați ca fraierii pe acei. Nu. De pe Facebook l-am luat când văd care discurs rasist. La fel, dacă o fluieră pe cineva, știi, pe cutare, doamnă, știu. Până la Minority Report, mai e un păsuleț. Da. Dragul bine meu, ai? Dragul meu, dacă tu ești de acord cu chestii de genul ăsta, ce nu înțelegi tu, e următorul lucru. Noi nu pedepsim nevinovații. Așa ceva nu se face. Nici necivilizat dacă pedepsești nevinovații. Deci, o să înțelegi, noi nu pedepsim nevinovații. Ia, înainte de culcare, îți pui chestia asta, poate într-o zi o să te trezești mai deștept. Nu, argumentul e că se cinci la ce să ajunge. Ok, spune la trei chestii rasiste pe un blog și te trezești cu un pogrom, știi? Înțelegi? Da, fura azi un bou, mâine da, va fura... Da, asta, cam asta e argumentul, știi? La fel și cu femei, ai nu știu ce și știi ce... Răspunsul e libertarian, nu. Amenințarea trebuie să fie palpabilă, directă și imediată. Fluieratul nu e o amenințare. Poți avea un drum privat între societatea anarhocapitalistă și da, proprietarul drumului, domnule, la mine pe drum nu se fluieră. Ai fluierat, nu mai calci pe acolo. Deci nu. Dar ideea atunci că n-ar fi agresiune. Atunci ai fi vinovat pentru fluierat. Na. Altfel, ești nevinovat. Pentru și doar na. Necivilizații pedepsesc nevinovații. Și din păcate trendul cam ăsta e trendul ăsta bolnav de ciocră. Mască de aia și prăpădi banii aia, știi? Că simte că s-au dus. Se pierde libertatea de exprimare, știi? S-a ales praful, știi? Sau... Bun, și hai să trecem și prin... Așa e, chiar s-a dus. Galopăm prin ăsta cu salarii egale pentru muncă egală. Da. Răspunsul e clar, nu se poate, lumea nu e egală. Hai să presupunem că vorbim de abilități egale, zice Bloch. Hai să zicem că, domne, dai un test la angajare și dacă ai luat 75 de puncte, păi toți care iau 75 de puncte să aibă același salariu. Ai teste de alea care se făceau la muzică, de obicei la orchestre. Cânta cineva, dar nu-l vedeai. Trebuia să-l angajezi pe cum te aude, cum e cântarea, versus... Când s-au făcut chestii de genul ăsta... s-au făcut niște studii, că și Bloch tot de niște studii făcute de feminiști râde, în sensul în care ei au observat că femeile sunt mai conștiincioase decât bărbații. Revin și la ce a spus Alexandru imediat. De întâi să zicem despre ce a spus Bloch aici. Femeile sunt mai conștiincioase decât bărbații atunci când lucrează singure sau între ele. Da? Deci rezultatul femei, aceleași task-uri, un grup de femei, un grup de bărbați, care să nu lucreze împreună, să nu fie așa, e câștigă femeile de departe. Dacă sunt la un loc, bărbații câștigă de departe, pentru că competitivitatea, asertivitatea le fac pe femei să cedeze, să nu mai fie la fel de eficiente. Și deci dacă contează acum, dacă e să iei, păi calificările contează sau efectele contează? Că la muncă nu le ținem, nu-i ținem segregați, da? Că nu suntem pro-segregare, nu știu, că asta e ideea, da? Că înainte erau segregați, dar nu era bine, că ați vrut să vină femeile la muncă. Acum sunt toți la un loc și dintr-o dată ai de-a face cu o pierdere de productivitate. Și apropo de ce a spus Alex mai devreme, s-au făcut studii în California
Și au zis că, domne, este un bias. E clar un bias. Pentru, deci ăștia angajează pe poziții de responsabilitate, angajează bărbați. Bărbați albi, că sunt și rasiști. Și au spus, facem un proiect pilot în care să vedem la interviu candidați disociați de nume, vârstă, poză. Deci ca să nu poți să dai seama dacă e bărbat sau femeie, bine, astăzi în California e greu, poate fie și Powerpuff, așa, deci, dar să nu știi dacă e bărbat, dacă e femeie, dacă e alb, dacă e negru, dacă e nu știu ce. S-a descoperit că au câștigat interviurile o proporție mai mare de bărbați albi decât înainte. Deci s-a dovedit că efectele erau de fapt atunci când vedeau că au un negru sau o femeie sau un asiatic sau ceva, îl luau pe ăla ca să-și crească diversitatea, chiar dacă, strict vorbind, pe portofoliu nu era cel mai bun candidat. Incredibil, adică le-a întors narrativa. Și în cazul în care piața liberă am avea, să zicem, într-adevăr, ceva descoperă, dumne, femeile sunt mai productive decât bărbații. În ceea ce fac eu aici, servicii de nu știu ce. Odată, va testa pe piață și dacă, într-adevăr, riscul lui antreprenoriar dă roade, atunci el va lua majoritatea pieței, va angaja și mai multe femei. Și așa, bărbații vor dispărea din acea ramură a industriei. Da, deci... Însă în cazul în care inițiativa lui antreprenoriară nu dă roade, pierde și asta este. De faliment. De faliment. Deci aici e și o contradicție în discursul feminist. Pe de o parte, ăștia sunt niște lacom patroni, niște demenți obsedați de profit. Pe de altă parte, nu sunt atât de obsedați de profit în moment ce satisfacția din discriminare e mai mare decât... A, nu! Pentru că normal, dacă e obsedat de profit, ar trebui să angajeze femei, că plătește mai puțin, știi? Exact. Da. Dar se pare că nu e atât de obsedat de profit. Sau, din sau... Adică se bucură mai mult să stea femei. Sau ceea ce ne-a demonstrat la... deci, din punctul ăsta de vedere, ceea ce ne-a demonstrat, ceea ce ne-au demonstrat datele, erau că bărbații sunt mai productivi. Și chiar dacă el ar putea să facă mai puțin cu femei, probabil că sunt mai productivi la un nivel la care încă e optim să angajezi bărbați. Adică dacă tu ai o femeie care plătești, pe care o plătești 80% din cât îți plătești un bărbat, dar ea face treabă tot doar 80%, atunci o să iei bărbatul, că oricum tu plătești taxe la stat pe unul dintre ei, da? Dar măcar ăla îți dă 100% productivitate. Nu, eu asumam corectitudinea ipotezei de egalității de skill-uri, știi? Dacă toate ar fi egale și ai putea să plătești mai puțin femei, toată lumea ar angaja numai femei. Asta spun, că dacă ai avea, atunci ai avea, într-adevăr, numai femei angajate. Dar de ce? Că dacă sunt egale... Păi dacă ar fi egale și ar fi plătite diferent. Mai puțin, e momentul ăla în care, dacă ar fi, într-adevăr, plătite mai puțin. Știți exact ce ați zis voi, Adina. A, angajezi femei? Da, ar fi... Profitul mai mare. Asta e de unde am plecat cu ce a zis Gabi la început. Bun. A, și întrebarea era atunci, păi de ce nu angajează? Exact. Păi atât de misogin încât pierde banii, preferă să pierde bani. Păi nu ce că e obsedat de bani? Lacom, da, exact. Chiar dacă asta zice că pierde bani. Vine altul în piață sau tu, feministo. Na. Păi tu, o firmă concurentă, angajează femei, demonstrează lui că produce același serviciu și produse la costuri mai mici, care să satisfacă preferințele pieței. Problemele sistemice, nu știu ce, adică nu te lasă să intri pe piață? Dar care e problema? Aia, nu, dacă chiar nu te lasă să intri pe piață, atunci aia e o agresiune, ceva ți-a făcut, o reglementare cu statul, aia e o problemă în sine. Nu mă lua cu povești din alea sistemice, statul e sistemic. Nu, da, dacă s-ar stratific, s-ar așeza nedreptatea asta, da, iar ar trebui să... Ca să-și scadă costul, să angajeze femei, nu? Exact. Angajeze femei. Și trebuia de ce nu face?
Da. Deci, el vigila cu alte motive. Poate că premiza nu ține. De ce își mănâncă și... Problema este de ce nu apar, dacă ele spun lucrul ăsta, de ce nu apar firme concurente cu firma acelui prost care nu vede profitul fața ochilor, le vede exact. Ei. Ce apar? Păi, pune tu mâna și păi și să vezi că... Nu, mi se pare că, e o contradicție, știi? Vă lăsăm pe voi să citiți despre legi care impun nediscriminarea și o să trecem la să vorbim despre medicină. Sau dacă aveți voi ceva de spus neapărat la legile alea, mie mi s-a părut că am vorbit de ele de 500 de milioane. Am mai atins. Medicină. Și unde de... la cine ne oprim la medicină? Traficantul de droguri este un reprezentant de seamă al medicinei moderne. Farmacistul fără licență, basically, ca să fim înțeleși. Și farmacistul fără licență de stat. Ca și proxenetul este cel care asigură... Nu, dealerul nu lucrează neapărat în producție. Poate fi speculant. Păi nici farmacistul, păi nici farmacistul nu face medicamente. Farmacist. Doar, sunt anumite le face în spate acolo. De chestii care le face singur. Le prepară, mult mai puține astăzi decât în trecut. Mult mai puține. Da. Specializarea muncii este un laborant. A, pe timpul vrăjitoriei. Le făceai, avea o oală și... Un intermediar ca și proxenet. Asigură legătura între producător și client. Da. Mai ales Vreau să te oprești puțin, pentru că ceea ce am spus actually stands. Un farmacist care are o farmacie, dar el nu are licență de farmacist, va fi condamnat ca traficant de droguri. Deci e... În America? Păi nu, și la noi e traficant de droguri. Nu, el are o licență, are voie să vândă chestiile alea prin perspectiva că e farmacist și știe să citească o rețetă medicală și știe să dea nu știu ce. Chiar așa că dacă vinde aspirină, nu e ca și cum vinde heroină. Aspirina poți să o cumperi de la hipermarket. Eu mă refer la chestiile pentru care te duci la farmacie. Poți spune că și heroină e permisă. Dar antibioticele nu poți să le cumperi de la hipermarket. Păi asta zic. Dacă el îți dă antibiotice și nu are licență, ca să nu mai vorbim, poate-ți da antibiotice și nu are rețetă și vine un control pe capul lui și atunci o încasează rău de tot, săracul de el. Atât, la fel de mulți ani ca și un traficant de heroină? S-ar putea, dacă nu mai mult, nu știu. Ulu. Periculos să fii farmacist. Suminează sănătatea națională. Păi da. Păi ce argument ar fi aici? Ar bloc aduce ca libertarianism în general două tipuri de argumente. Astea de etice, că încalcă NAP, de exemplu, argumentul lui aici ar trebui că trebuie permisă profesia asta de traficant de droguri, pentru că nu e o agresiune, doar oferi niște substanțe unor oameni, dar argumente de consecințe. El are două stiluri la argumentele de consecințe. Unele să spui că intervenția e mai rea decât să le lași pur și simplu. Uite, apropo de ce a zis Vali cu criminalitatea asociată interdicției de consumului de droguri, vânzării de droguri. Nu știu cum să le numesc pe astea. Da. Dacă merg la economici, ar trebui. Pentru că sunt niște costuri impuse. Nu sunt niște... Pardon. Sunt niște efecte, dar mă gândeam dacă merge să le numești economice. Când vorbim de consecințe economice, ne gândim la ce? La prețuri, la salarii, la nu știu ce. Când zici că există niște violențe pentru că din cauza unei interdicții, îi spune că asta e o consecință economică, a căzut securitatea. Violența în sine nu, dar faptul că dealerul ia în calcul, e posibil să mor pe stradă, pentru că apare o bandă rivală sau alte chestii, sau vine poliția și mă leargă pe aici, cresc prețul, pentru că e un risc pe care mi-l asum. Deci, nu, dar fix violența nu e. Fix violența nu e economică. Asta mă întreb, dacă e ok să... Pentru că și eu simpatizez cu asta, să... subsumesc cât mai multe economicului, știi? Un alt tip de argumentare care apare la el pe filiera utilitaristă e asta. Ok, dacă reglementezi masca obligatorie, o să reglementezi și să-ți ia măduvă, știi? Sau chestii de genul ăsta. Deci el folosește argumentul ăsta al riscului, știi? Mm-hmm.
gen hai când drumul către servitute, dacă reglementezi X o să reglementezi și de ce nu interzicem vinul dacă interzicem drogurile, de ce are stilul ăsta, apare tip reducere la absurd, de ce astea două ar fi, nu? Da, asta este principal. Și argumentul pro ăsta care e că scade, un argument utilitarist, că scade prețul, nu? E o problemă, prețul îi face pe ăștia violenți, pe drogați, să zicem, trebuie să comite infracțiuni ca să își repare. Da, asta e la partea celălalt, la capitolul celălalt următor, când e vorba despre... Nu e aici, de la... nu e la primul. Nu, e sub capitolul următor, cu consumatorul. E consumatorul. Aici meritul ăsta era că îți crește, îți scade prețul. Scade prețul, da. Asta e un preț. Argument economic. Da, da. Mă gândeam să-l combat, Suvali, nu mai zic nimic, ce faci? Mă gândeam dacă e un răspuns legitim ăsta să zici că, ok, îți scade prețul prin creșterea ofertei, dar nu poți spune și că îți crește cererea? Dacă sunt droguri pe acolo, prin camp, nu știu ce, prin cartier. Poate nu era cererea așa mare, nu? Poate nu era cererea așa mare, dar da. Dacă o face prin metode, cum zic? Păi poate nu era deloc. Okay. Asta poți să spui împotriva lui Bloc. Poate nu erau deloc și bine că nu aveam droguri. Da, dar nu erau oamenii liberi. Așa, așa poți să mănânci croasante până cazi pe spate. Nu, de exemplu, de nu erau... Că sunt oferta, e bună, e multă. Nu, dar poate să... Ce-am vorbit data trecută? Poate să se oprească din... Adică ce dacă e o oferta mai mare? Nu e, nu judecăm noi chestia asta. El pe felia asta aduce produse, mai fluctuează prețul, scade, nu știu ce, păi face nu, un serviciu. Lucrând cu materialul clientului, el zice ăsta e bun pentru că scade prețul. Ăsta e argumentul. Da. Cu scăderea de preț nu mai e violența asociată, mai scade din nu știu ce. Uite, un argument contra poate fi dat, dar stimulează cererea. Dacă ăla nu venea la petrecere, așa m-a convins, m-a... Da, da, nu înțeleg asta, că erau ieftine. Asta nu, cu stimularea nu, zisem de droguri. Nu-l păi înțeleg ca argument. Că e ca și cum ai spune... M-a îndemnat, m-a... Da, asta e ca incitarea, da. Da, incitarea la cultură. Dar stimularea cererii în sine nu e niciun fel o agresiune. Adică dacă eu stimulez cererea de portocale, economic. Că mănânc portocale... Discuția economică nu e de agresiune. Am admis că nu e o agresiune. Păi da, dar atunci de ce e rău? Stimulează cererea. Vezi că eu economiștii fac să pronunță. Cererea, dacă... Prin paradigma lui, el ce zice? Ăia nu mai fac violențe că-ți scade prețul. Și eu zic, păi nu, că-ți crește cererea, știi? A, și vrei spui că crește cererea înapoi la prețul respectiv, el... am înțeles. Da. Nu, apar pe cererea... la petrecere, apar în par, da. Apar la universitate. Costel, cererea este, de exemplu... Da, ăsta poate fi un argument. Deci, dar există deja... Există, dar nu... Dar poate nu exista fără ei. Nu poți răspunde așa la un loc? De ce? De unde auzea lumea de droguri? Este ca și cum ai zice... În Sahara. Ești în Sahara, da? Nu e apă, nu vrei să bei apă. Că nu e apă. Vine unul cu... Atunci ați apare cererea de apă. Nu, cererea de apă era și înainte, numai că nu era nimeni care să o satisfacă. Ce poate nu era răspunsul lui Gabi e în felul următor. A existat o cerere de e o problemă de perspectivă. A existat o cerere de smartphone înainte să apară iPhone. Asta e argumentul, de exact. Fapt. Adică oamenii... Cererea există, tu nu poți fi... Da, dar ea putea fi canalizată spre vin. Spre vin și spre Bragos. E posibil, pentru că cererea de smartphone... Sau heroina nu livrează. Nu, are dreptate. Cererea de smartphone-uri speciale. Exista, da? Și vine unul cu un iPhone care, să zicem... Dom'le, eu imaginam că altfel trebuie să apară smartphone-ul. Și asta este. A apărut iPhone-ul, lumea s-a... Ce-a imaginat, ok. Înainte, cererea de smartphone-uri era acoperită de Blackberry-uri, de Blackberry-uri, de Palm-uri, de alte chestii. Ah, și ăștia care se drogau ce puteau. Ce? Se drogau altfel, fără droguri. Se drogau cu altele, da. Așa cum ai zis și tu, cu vin și bragă. Nu. Da. Mai cum să... Dar trebuie să fie mai excesiv, să semene cu drogul.
drogărea, nu? Bine. Poate citeau Karl Marx. Se drogau cu iluzii comuniste despre bani nelimitați. Auziți, poate e momentul să precizăm pentru cine are întristări legate de droguri, că sunt lucruri dovedite că problema la droguri apare din cauza că oamenii au o viață disfuncțională, oamenii aia care ajung să bea prea mult, să facă diverse excese, unii să joacă prea mult, unii... Din aici și... Da, adică dacă ai o viață echilibrată, și asta e cu tot o altă problemă, de aia e că rezolvarea e în altă parte, asta e doar un debușeu, excesul de ceva. Acolo sunt, deci sunt două lucruri aici, zi-tu primul, da, dintre ele. De, asta e unul dintre criticile pe care se opun legalizării drogurilor, aduc ei, domne, vom crea o societate plină de indivizi care își irosesc viața. Dacă legalizezi. Dacă legalizezi drogurile. După aia era să scade produsul intern brut. Stai. Deci tu te duci, duci în direcția aia pe care le spune. Fică mor. Că scade speranța de... Da, scade speranța de viață, da. Și mai departe. Astea și... sunt toate contraargumente pe care le pune Bloc aici în carte. Da. Și cel care pomenise Alex Adinaur era ăla cu irosirea vieții. Odată, nu ai tu nicio treabă cu faptul că eu mirosesc viața, pot să-mi mirosesc mergând prin păduri și ținând post și consumând nici 0,1% din cât consumă un individ, cum este el modelat de știința economică și așa mai departe. Nu poți să-mi dai tu seama, nu poți tu să-mi spui cât de fericit sunt eu și din ce cauze, da? Ca să zici că, domne, nu ți-ai împlinit viața, nu ai fost în modelul nu știu care, n-ai nevastă, n-ai copii sau nu ți-ai creat o carieră sau este de genul ăsta. O grămadă de oameni care... La fel și pentru scurtarea vieții, știi, poate atât am vrut să rămân, da. Știi? Da, vreau să trăiesc intens și scurt. Mai bine 10 ani, cum era aia, corp decât 100 de ani cioară, știi? Poți să mai ai un argument care, parcă nu e în carte, că ai niște substanțe care sunt... periculoase. Nu, după 3 folosiri ești dependent. Acum au apărut avioane cu motor de odată dacă le folosești te fac dependent. Bine, dar oamenii pot să afle despre lucrurile astea. Nu e ca și la salariu minim. Nu lăsați porcul capitalist să vă plătească puțin. Deci, nu încercați prostii că o să fie, you're gonna have a bad time. Da, dar sunt vulnerabil, ăsta e pâția conservatoare. Ăla... Da, dacă e vulnerabil, e ce am zis eu mai devreme, e alta problema. De ce a ajuns vulnerabil, nu cumva... Da, eu nu vreau să trăiesc într-o societate în care ăla să stă în mijlocul șoselii drogat. Nu, îl ajut să... Să-l ajute, privat, sigur că ajută-l, cum spunem noi, libertă, ajută-l, dar nu-i impune. Păi n-am cum altfel. Plus că sunt... Bloc aici menționează și există niște categorii de oameni care își pot procura astfel de droguri în mod legal. Sunt doctorii aceia din spitale care pot administra heroină și alte droguri. E heroină, e mai curată, e morfină. Morfină, mă rog. Așa. Și statistic s-a demonstrat că ei își au o carieră împlinită în continuare, sunt oameni cu familii, cu o viață la fel de împlinită sau neîmplinită ca și ceilalți doctorii de lângă ei, barbei. Nu s-a demonstrat ceva, da, de adică în toți argumentul lui era că dacă el are acces liniștit la chestia aia, nu se întâmplă violențe, abuzuri, prostii, nu, violențele, în lumea la violențele apăreau că n-ai bani. Violențele apăreau că n-ai bani. Da, bani din cauza că sunt foarte scumpe din cauza că sunt interzise. Și dacă s-ar găsi la alimentara, nu ne mai face toate crimelele alea ca să... Deci cum ți-ai luat pe lângă Eugenie, ți-ai mai luat și
câteva grame de prețul heroină. Alcoolului, știi, care de altfel sunt o grămadă de droguri pe care le iei de la alimentarea, chiar dacă statul îți pune la ele acciză și taxă de viciu și nu mai știu ce altceva. Care sunt droguri care dau la fel dependență și creează la fel euforie și fac la fel rău în sănătatea celui care le consumă și bineînțeles că aici vorbesc de alcool. Ca să nu, să nu se simtă tutungii neapărat loviți că numai ei au parte de drog. Deci și ăla are același lucru. Mai ales nu vorbim de faptul că dacă tutunul îți dădea o dependență de nicotină, da? Noua metodă de a administra nicotina cu aburi, probabil că îți dă la fel o dependență, nu? Zahăr. Adică ce menține? Între altele, da. Carbohidrați. Uleiuri procesate. Apoi trebuie spus că, uite, și statul promovează socialismul. Ăsta e și obligatoriu. Te mai face și dependență. Inhalarea e obligatorie, ai învățământ obligatoriu. Da, la socialism, corect. And nowhere to run, știi? Nu te lasă până nu absorbi tot. Te face dependent. Și dacă cum îi spune? Transmutăm? Ce cuvânt îmi lipsește? Traficantul de droguri este unul dintre cei care, de fapt, pare că fac un serviciu, iar în fața multor reproșuri publice. Da. Hai să vedem ce zice despre dependentul de droguri. Chiar mă mir, ce zice? Uite, am rămas cu ideea că ăsta nu e chiar rău, adică nu argumentează că e rău, nu? Nu, îl cam scoate victimă. Nu e rău. Dar ce sunt argumente de alea gen? Chestia aia care am zis-o și Alex cu domnul, de ce îl blamează lumea? Că își rosește viața, că scade Și alegerea lui, is my life. Da, chestia asta. El nu ar genera un serviciu altor, să zicem, clienți altor consumatori de pe piață. El este doar un consumator final al produsului respectiv. Bine, există un argument aici pe care Bloc nu-l face, dar în care se face foarte des în țările socialiste și care s-a făcut și în pandemie. Așa că am să-l reproduc aici integral. Mai ales pentru cei care nu erau de acord cu el în pandemie. Dom'le, drogații își strică sănătatea. Se expun la riscuri, deci în primul rând sistemul imunitar e mai vulnerabil de la droguri și ăsta drogatul e mai bolnav. Da? Își strică sănătatea, moare mai devreme, ok, moare mai devreme, nu plătește taxe. Tragedie. Dar lăsând asta la o parte, da? Degravează sistemul, dacă moare mai devreme. Ziceam că deci el e mai bolnav și mai predispus unor riscuri, da? Prin urmare, încarcă sistemul de sănătate în plus înainte să moară și mă înțelegi, sistemul de sănătate e bun nostru comun, trebuie să-l protejăm. Și mai ales la noi chestii. Care scârție din toate încheieturile. Argumentul ăsta. Ei, ăla fumează și plătim cot la cot, știi? Da. Cum e? E bine? Soluția fiind să interzică lui să fumeze, știi? E bine? E bine? Privatizăm. Cam astea sunt perversitățile, știi, de logică și de acțiuni ulterioare pe care le impune gândirea strâmbă. Dacă pornești strâmb... Cam mai este o chestie, dar cum să găsești o etică sau ce e bine și e rău în cadrul etatist? Bine, ai interes. Fundații din astea cu taxarea nu e furt, și pornești de aici strâmba așa și după aceea e posibil să găsesc niște bine, virtuți și niște chestii morale diafane pe undeva pe sus pe acolo. Interesant este că strict din punct de vedere matematic falsul îți implică orice. Deci teoretic ai avea o șansă, dar cumva nu se întâmplă niciodată. Mai era ceva la asta? Ce era aia cu doctorul? Că ți-e frică să sun sau nu mai știu. Era în ce argument? Sau e doar ăsta etică, nu e o agresiune? Și că... Nu, e doar ăsta etică, nu e o agresiune și că nu-i mai duce tu viața lui ea la capăt. Că nu mai dicta cum să-și trăiască omul viața. Practic,
Mi se pare că el spune la un moment dat. Asta se subția și la leftiști, uite, numai leftiști aia hibi, știi, care erau pro perioada Dors, perioada... Nu mi-ai văd azi. Da, nici eu. Eroismul lor rămâne la cannabisul medicinal și marihuana, știi, deci nu... Nu mai sunt principial cum era pe vreme. Nu, zic că și-au schimbat principiile. Da, au devenit mai... Ce ziceam adinauri. Bă, stai puțin că noi suntem socialiști, noi nu suntem cu... No. Deci faza aia cu Big Pharma în timpul pandemiei nu mai era așa. Da, Big nu mai era, n-a existat. Deci pentru stâncești n-a existat Big Pharma. Da. Big Pharma e... Monștri neoliberali care n-au... Ce trebuie. Nu mai era. Mai erau salvatorii. Ah. S-au sucit. La medicină, eu cred că în... cartea a doua în care apără lucrurile condamnabile. Ai mai avea pe partea asta de medicină, dar nu le traficul de organe. Ai putea să ai traficul de organe, tot felul de alte soluții medicinale care în unele țări sunt interzise. Mm-hmm. În astea, nu știu, ai energo... La noi e interzis inclusiv traficul botanico, de sânge, deci doar donatori de sânge și e menținut așa. Se plânge toată lumea că nu e suficient sânge. Aceeași problemă. Ridicule. Vreți ceva? Faceți o piață. Faceți o piață și deci, abundență. Găsești și la alimentară după aia. A, sânge? Da, îți dai seama. Da, numai. Concluzia... În frigider. Oricum există încă în cârnați astăzi. Concluzia ăstei acestui capitol o termină bloc, spune dependența de heroină nu este un rău în sine, el se preocupă doar de heroină, noi vorbeam de toate drogurile. Dacă este legalizată, ea nu poate răni pe nimeni altcineva decât pe utilizatorul drogului. Deci e crimă fără victime, în esență. Restul sunt activități conexe despre care am vorbit cu alte ocazii. Există însă cei care vor dori să vorbească, să educe și să facă publicitate împotriva ei dependenței de heroină, chiar și dacă ar fi legală. Dar a interzice este în mod clar o violare a drepturilor celor care doresc să o utilizeze. Și din punctul ăsta de vedere, aș vrea să dau, deși nu mai vorbim despre heroină, aș vrea să dau exemplu Thailandei, o țară în care atunci când aterizezi, primești mesaj de la Ministerul Afacerilor Externe că drogurile sunt pedepsite cu moartea, bune, dar acum 2 ani au legalizat marihuana. Găsești jointuri pe tarabă. Da. Nu că au legalizat-o așa da, până acum 3 ani, până acum 3 ani te omorau pentru un joint. Asta e arbitraritatea statului. Nu știu, cred că exemplul Chinei cu opiumul este adus deseori în discuție când se vorbește despre droguri. Dar Bloc aici spune și eu să mă interesez, că n-am studiat cazul ăsta. Chinezii au fost forțați cumva să ia acest opium. Ideea era așa, era legal. Da, nu, a, așa zice Bloc aici în capitol. Sau în ce constă forțare? Slow down. Răspunsul, ideea era așa, opiumul era legal în Marea Britanie. A fost legal în Marea Britanie. Okay. Au intrat în China și în procesul de trading cu China, le-au impus britanicii, au spus dacă vreți să mai faceți trading cu noi, trebuie să legalizați opiumul. De Britanie nu-ți cumpărta. Așa. Au existat și niște războaie. Cred că ăsta e sensul, ăsta e sensul. În jurul ăsta, nu mai incriminați, da, nu mai, ăsta e, da. Nu e obligat să ia, nu e obligat să... Odată și ei, obligându-i să nu mai incrimineze, că în interiorul Imperiului Chinez era criminalizat. Da, i-a obligat să-l decriminalizeze, a crescut consumul de opium în China foarte mult. Fiind și o zonă propice pentru producție, că de asta au vrut britanicii să se ducă acolo, că după aia puteau să-l extragă și să se ducă cu el în altă parte. Deci, în Anglia, unde era legal, ăștia nu se drogau.
se drogau și acolo, dar nu era, era o problemă ținută sub control. Sub preș. Nu e clar că crește cererea, deci asta să nu ne facem. China a luat o arătură puternică. Da. Îți crește cererea, dar na, ca libertarian, tu te ții de principiu, știi? Nu-ți crește, ci îți vine la... Are legătură cu faptul că ea devine mai accesibilă economic. Da, la asta mă refer. Da, da, asta Și pe filiera asta și pe frica de poliție, știi, că nu mai ți-ai... Da, na, ca și discuție empirică, nu se va adruca toată lumea, știi, deci nu... Nu, da, ceea ce... Ca să nu zic că poziția libertariană e că trebuie permiși dacă ar face-o toată lumea, știi? Ceea ce spune teoretic economia e că cererea există. Doar, cum îi spune, eliminarea restricției sau a reglementării doar ți-o aduce la lumină. Dar cererea există, da. Numai că ea este menținută în afară pentru că piața neagră impune un preț mai ridicat. Există o piață liberă. Ar exista pe piață liberă. Da, da. Păi cam asta zic și eu, că dacă dai barierele, da, o să-ți crească. Da, o să-ți crească ce se vede. O să oprim aici discuția pentru episodul din seara aceasta, pentru Gabi Munteanu, Costel Stavrache, Alex Chiriac și eu, Valentin Berceanu. Vă mulțumim pentru răbdare și atenție și, ca de obicei, stat te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate.